Bună ziua, vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți să discutăm. Astăzi, când mai mulți politicieni promit locuri de muncă, diaspora să vie acasă, că ați deschide fabrici și zeci de mii de oameni să lucreze, niciunul dintre ei nu vorbește că trebuie urgent să reanimăm școlile profesionale. Noi, în primul rând, trebuie să comandăm plan de modernizare a țării. Orice om gospodar începe cu planul și, pe urmă, începe a turna fundamentul și ridica pereți. La noi, au ridicat pereți în 30 de ani, au pus șeferul, pe urmă s-au dus aminte că n-am săpat beciu. Și așa e la noi și în învățământ, și agricultură, și infrastructură, și în toate. La noi trebuie să vorbesc de problema ecologiei, dar nimeni nu spune mai mult de jumătate de țară, astăzi suntem fără canalizare. Noi trebuie să limităm pensiile maxime și atunci o să crească pensia minimă la 1.100 de lei. Deoarece noi azi avem pensionari care au pensii de 15.000 de lei, 30.000 de lei pe lună, 80.000 de lei pe lună. Pensia maximă astăzi este 113.000 de lei pe lună. Urgent lichidăm toate consiliile raionale în toată țara. Fiecare sat din raionul Cahul trebuie să primească bani conform numărul de locuitori și câți metri pătrați are satul. Noi nu avem un sistem de control de produse alimentare. Cât era gostul, la noi carne era carne, lactatele erau lactate și săpun era săpun. Astăzi la noi deja în unele școli copiii în loc de cașă mănâncă un fel de combicorm, deoarece nimeni nu controlează calitatea. Trebuie să avem un centru de consultări unde să fie spus clar. Nu deschideți frizerie, că deja în Cahul sunt prea multe. Deschideți o pizzerie sau o spălătărie auto, adică și de ce are nevoie orașul. Vă mulțumesc pentru susținerea care am avut-o în alegerile prezidențiale. Mulțumesc, Cahul! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr!